Doar 0,01% din oamenii care au apăsat pe acest videoclip nu se vor speria când se vor uita la el. Scrieți la comentarii, băieți și fete, dacă voi o să fiți unii dintre acești 0,01% oameni. Hai să vedem care-i treaba, băieți și fete. V-am pregătit două filmulețe horror. Prima dată, Under the Trapdoor, short horror film. Băi, de mult m-am uitat la niște filme horror, bă, da, horror pe bune. Hai să vedem dacă astea sunt horror pe bune, man. Chiar sunt foarte, foarte curios. A început cu muzică de-asta clasică, într-o casă de-asta cu mobilă veche. Deci e rețeta perfectă pentru ceva horror. Hai să vedem. Ok. Uite-mă băiatul ăsta. Oh, let's go! Se pare că face curat și e și pe vibe în același timp. Nice. Dar am impresia că o să fie, fraților, ceva legat de ușa aia. Ați văzut ușa aia de lângă scării? Ușa aia ciudată de lângă scări, 100% acolo e ceva. Uite, ușa asta. Hopa! Hopa! Asta știa că chestia asta e aici, sau nu? Acum, abia acum și-a dat seama. Hopa! Cred că abia acum și-a dat seama, de asta e, avem vreun context? A man discovered in his house that holds a sinister... Ah, deci nu. A sinister backstory connected to the family who lived there before him. Ok, deci știi că acolo e ceva, într-un fel, poveste horror față de familia care a locuit acolo înaintea lui. Gen. Hai să vedem ceva blestem acolo. Dar frățiorul ăsta abia acum a cumpărat casa sau cum, adică abia acum a aflat de chestia asta? Dintr-un sac cu scule... Își ia și el ceva acolo. Let's go, boys. Ia vezi. Ia vezi. Holy shit. Holy shit. Ok, e întâlnirii best acolo. Sau... A, vrea să vadă cât de mult se duce asta. Ia. Bro. Oh my god, cât se duce. Bă, bă. Aici s-a oprit. A, și el a aflat gen cât de lung e asta, nu? Ia ce acolo? Mamă, uitați-vă, fraților, cât de... Mamă, bro. Păi da, stai, mă. Ăsta locuia în casa asta și nu știa care mare subsol? De ăsta gigantic acolo? Cum de nu știa asta, frățiorul? Asta e ceva suspect la tine, dacă stai să mă întrebi. Bro. Barham Family. Oh! Asta era sub trapdoor-ul ăsta. Familia Barham. Ok. Frățiorul nu mă speria. Oh, în memoria lui James Barham, care a trăit doar 3 ani, frate, s-a născut în 1932 și a murit în 1935. Oh my god! Bro, dar de ce? Asta era familia Barham. M-am uitat la ei. Bro, dar de ce sunt pozele astea aici, ești nebun? Holy shit, man. Hey, e ciudat. Oh my god. Ok. Frățior, ai și tu grijă. Ai și tu puțin de grijă, te rog eu. Dar acum ce face? Ce caută mai exact? A ieșit din casă? Ce crezi? Că apare familia Barham? A, ba nu! Vrea să-și dea seama unde a fost făcută poza, bro. Vrea să-și dea seama unde a fost făcută poza. Doamne ferește. Ok, a fost făcută poza fix acolo. Băi, acum a apărut cineva în spate? Frățior...
Voi ați văzut că parcă era cineva în spate acum în poză. A făcut poza la acest copac. Oh my god. Bă, voi vedeți că copacul are un triunghi pe el așa sculptat acolo? Mamă, bă, frățior, unde te-ai dus, bă? Unde te-ai mutat? Ești nebun, omule? Unde te-ai mutat? Ce face? Ce face, frățior? Oh! Are sânge pe mâini? Bă! Era sânge în copacul ăla sau care-i treaba? Holy shit, ok. Nu înțeleg de ce a început să aibă sânge pe... Sângerează copacul, man? Atâtea întrebări, totuși atât de puține răspunsuri. Ce e aia? Ok, uite-l pe ăla. Ce fac ăștia, bro? Au topoare. Ok, deci își fac poză cu toporul. Bă, l-a omorât pe unul dintre ei și i-o tăia capul. Sau ăla el? Bă, frățuri, ăla cumva e o poză cu el? Ăla-i capul lui? Bă, frățuri, cred că e capul ăsta aici de bun, că ăsta are plete, dar nu știu dacă neapărat capul lui. Uite, iar curge sânge din nas. Oh my god, iar curge sânge din nas, fraților. Bro. Ai făcut o mare greșeală că ai lăsat sângele acolo, nu? Cine e aia, frățior? Băi, și fete, cine e aia? Băi, și fete, cine era aia? Băi, și fete? Cine e aia? Cine e tanti aia? Mamă, credeam că e gagică asta, dar nu, el stă singur. Omule, pregătește ca familia Barham să se dea o lecție. Bă, și parcă și acolo în spate cineva, man. Bă, da, ăsta nu și-a pus întrebări față de ceea ce s-a întâmplat? Zina din Iauri? E chiar atât de prost? Am afară supărare, da, pe bune. Bro, ce se aude? E deschis ăla. Nici nu mai zic, frate, că... Na. A făcut cea mai mare greșeală din viața lui că l-a deschis. Și acum spiritele alea cam înapoi sau ce ar trebui să însemne asta? Cred că spiritele le cheamă înapoi. Pe al nostru frățior. Și-a băgat lanterna acolo, mare greșeală. Și dacă vine cineva și îl împinge? Bă, frate. Ok, nu poate să-l împingă, nu cred că-i... Trăie el acolo. Bro, dispărut aia de pe poze. Frate, au dispărut aia de pe poze. Oh my god. Bă, cine e ăsta? Bro? Ești ok, omule? Nu pari. Fugi! Fugi! Ce prost ești, Doamne, e real. Bă, cine e ăsta? Uite și pe aia. Bro, frățiorul, fugi, ești nebun? Te-ai dus. Ce, ține lanterna? Când am ține pistolul, a făcut rost de un pistol. Degeaba, vine unul și ea de la spate.
spun eu. Am încercat să-i convinc să se oprească. Dar n-am putut și nimeni nu ar putea. The Lumberjack, Lumberjack era cu toporul. Am zic potorul. A zis că sunt atât de multe cadavre, fraților, acolo în locul ăla încât poți să miroși din casă. Dar abonez că nu poți să miroși din casă pentru că frățiorul nostru ar fi mirosit. Bro. Bro, băi frățurile, dar unde te-ai mutat, băi, da, nu știu, ăsta e prea prost că s-a mutat aici, fără supărare. A, chiar e prea prost, frățurile. Ești mort, man. O să le ia din spate cineva. Ești pur și simplu mort, nu mai ai nicio șansă. Mamă. Mamă. Rip, ești nebun. Te-ai dus, frățiorul. Și aici s-a terminat. Iar al doilea filmuleț, fraților, se numește Sleeping Pills, adică somnifere. Pastilele pentru dormit. Ok, și băiatul ăsta care... Băiatul ăsta își dă cu apă pe față și e filmat așa noaptea pentru că nu poate să doarmă și ai niște somnifere și se întâmplă ceva când e somniferele. Avem ceva poveste? A, nu. A, ba da. Unui băiat care nu știu ce. Ia. Cred că e un băiat care... căruia îi se întâmplă fix ce v-am zis eu. Cred. Mamă, ce... Ok, asta e ceva nou. Sars becul, frățiu. Bă! Nu! Nu mă așteptam la asta, bă, ești de bun? Jared. A fost un coșmar, era psiholog, mamă! Bă, ești de bun, nu mă așteptam la asta, uai, ce m-am speriat. Ce ziceai? It's like it's always there. E ca și cum e întotdeauna acolo. It's like it just waits for me and just... Parcă doar mă așteaptă pe mine. Just watches me. Asta ce naiba scrie, face că nu scrie nimica. It's like it follows me between dreams. It's just... Ca și cum mă urmărește în fiecare vis. Am înțeles. Deci ăsta are coșmaruri cu una, gen această fantomă, nu știu ce, care îl urmărește în vise. Ok. Gotcha. N-am dormit de luni de zile, bănuiesc că n-ai dormit bine, că de dormit ai dormit. Că dacă nu mai erai ce să ne povestești asta, frățiorul. Bro. Oh my god, oh my god, și-a dat seama că nu mai are somnifere, nu? Asta cred că e ideea. Și-a dat seama că nu mai are somnifere. Holy shit, bro. O să moare, frățiorul. Oh, oh, cineva i-a luat somniferele. Frățiorul, ia una de pe jos și bag-o în gură. Ce, oh my god. La fraierii, fantoma asta l-a făcut capă proști, bro.
Urmărește el fantoma să fie speriat de fantomă. L-a făcut ca pe prăști. Profesorul fă ceva aici, nebun. L-a făcut fantoma ca pe proști, fraților, vă vine să credeți, ești nebun. A văzut-o. Bă, dar ce mă fantoma asta, men? Te-ai dus. Aha, da, da, da. Așa funcționează, bro. Te pup, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Te pup, pa, pa. Te pup, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Te pup. Mare jump scare ce urmează, fraților, pregătiți-vă. Ok, a fost doar un coșmar. Și o să apară de sub patul. Nu, credeam că e acolo ceva. E sub cerceaf. Cine e asta, man? Aici s-a terminat. Scrieți la comentarii, fraților, dacă v-ați speriat sau nu. Bine ați venit la Încearcă să nu te sperii Challenge, ediția imposibilă 2023. De foarte mult timp n-am mai făcut un Încearcă să nu te sperii Challenge, băieți și fete, și astăzi v-am pregătit niște videoclipuri foarte, foarte horror și o fac pareu că 99% din oamenii care se uită la asta o să se sperie, pentru că mai există și ăștia mai ciudați 1% care nu știu, bă, sunt ei așa de fier, nu se sperie deloc. În fine, nu discutăm despre asta. Primul film se numește Bus Stop, a short horror film, și a fost postat în 19 iulie. Asta înseamnă acum ieri. Ok, bun, hai să vedem care-i treaba. Aoleu, ok, deci pățurul ăsta aștepta autobuzul, dar autobuzul i-a zis mai așteaptă. Pe bune, era fix aici. Îmi pare rău, frățiorul. Fiecare mai are zile proaste. Ce scrie acolo? Bus stop are the only places where you can be alone with your thoughts. Opririle de autobuz sunt singurele locuri unde poți să fii singur cu gândurile tale. Și ocazional un străin. Tu n-ai niciun străin, frățiorul. Ești doar tu, hai. Calmează-te, frățiorul, respiră. Până la urmă putea să fie mult mai rău. Acum apare, fiți atenți, frățiorul, apare o fantomă de-aia. O japoneză. E abia ora 6? Unde-i japoneza? Uite, în spate e o cruce acolo, bro. Dear Mr. Hop, after carefully reviewing your application, we regret to inform you we are not offering you admission to Sharp. Frate, de citește ceva de universitate. Ah, deci ori a zis, frate, că a intrat la universitate, ori că nu a intrat. De fine, hai să ne dăm seama după reacția lui. Că n-a intrat. Acum a sunat masa, ce ai făcut? Nu-i răspunde. N-a intrat, a? Sau a intrat? Hold on, I got an email about your grades. I say if you're not going to... Oh my god, deci dă masa, ci că a primit un email despre notele tale. Ce ai făcut, mă, frățiorul? Dacă nu intri la Shirebook, tu doar fugi de problemele tale. Frățiorul, trebuie să te pui pe învățată. Asta e sfatul meu și pentru voi, frățiorul, nu doar pentru frățiorul Holden. Te bufnește plânsul, Holden. Ajunge rapid acasă, trebuie să vorbim, săracul de el. Dacă nu s-a pus pe învățație, e față, e vina mea. Doar nu e vina mea și nici a voastră. Dar nu vine un autobuz? Păi cum a apărut asta aici? Asta e fantoma, fiți atenți. Dar nu e japoneză. You sure? You sure? Seems like there's a lot going on in that head.
Și că se pare că ai foarte mult în capul tău, dar pe tine ce te interesează sora mea? I've been here all along. Am fost aici tot timpul. Mă uitam la tine. Și știu totul despre tine. Băi, calmează-te, calmează-te! Știu ce gândești. Știu ce simți. Și că știu ce să faci mai departe. What? Relax, I'm just messing with you. Relaxează-te, doar glumesc. I'm not really in the mood to talk. Da, ci că nu prea vreau să vorbesc. Tocmai ce a fost exmatriculat de la școală, surbe. Calvează-te. I've been there too. Am fost și eu acolo. Punching your knees. Thinking. That sense of despair. Am avut sensul ăsta de disperare. Ba mă, băi, 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 fraților, asta e o fantomă, fiți atenți. Deci vă spun eu aici, o să ziceți că, bă, Marius, n-are cum, o să vedeți. Și dacă o să fie fantomă, ziceți că m-am uitat de dinainte. Nu știu cum mă simți. Aștept autobuzul. Exact, sora mea, băi, tu ai chef de conversație, ești nevorbită. Nimeni nu mă înțelege. Nu știu ce să fac. Die. Mori? Adică ca și tine că ești o fantomă? Bă, merge mintea prea mult. Bă, ce glume macabre are asta. Bă, da, nu crezi că... Faciu, ce glume macabre are, ești nebun? Nu e prea devreme. Time flies. Timpul zboară. Da, mă, zboară. He knows what's around the corner. Știe ce este după. Bă, da, bă, da, asta de ce s-a băgat în conversație? Îi place de el? Frățioră, nu mai zi nimica. Bă, da, când vine autobuzul? Uite, ea strânge ăla, chestia aia. Ursulețul ăla. E un om acolo. E cineva acolo. Băi. Nu văd nimica. Uite. Este fix acolo. Băi, moșul ăsta. Ce faci, băi, moșulică? Îl văd. It's the boogeyman and he's coming to get us. Este boogeyman și vine să... Bă, dar ce glume are asta? Băi, băi, sora mea. It's not funny. You are funny. Why don't you introduce me to your friend? De ce nu mă introduci prietenului tău? Care-i prieten? This is getting weird. Asta e ciudat. O să plec. Pleacă, frățiorul. No! No! You can't just leave. Nu poți doar să pleci. Bus will arrive in 7 minutes. Autobuzul o să vină în 7 minute. De unde știi? You don't want to find out what will happen if you leave. Și că nu vrei să afli ce s-ar întâmpla dacă ai pleca. Bă, frate, dacă mie mi-ar zice cineva așa ceva, n-aș pleca. Fie vorba între noi. I don't want to find out what will happen if I stay. Și că nu vreau să aflu ce se întâmplă dacă ok, și asta este o variantă. So you'll just keep running away from your problems. O să fugi de problemele tale. Bă, bă, e o fantomă, bă, v-am spus, fraților. Că i-a zis și masa asta. Ce că ești un laș dacă lași o doamnă. Sora mea, ești o fantomă. Taci din gură. Știm toți că ești o fantomă. Taci. Shut up. Shut up. Faci-o, sper să nu-l omoare. O să regret chestia asta. Care e problema ta? Corect, trebuia asta de la început. You don't even believe I saw something out there. So what are you so afraid of? De ce ți-e frică? I'll pull it this way. O să zic așa. If you're scared of that boogeyman, believe me, he's still better company than my parents. Oh, zice dacă ți-e frică de omul ăla pe care l-ai văzut acolo, este o companie mai bună decât părinții mei. Ah, e certată cu părinții sau ce s-a întâmplat?
Bă, tu ești o fantomă, bro, ce s-a întâmplat? In the closet. When she had a bad day at work. Bro, what? Ok, acum îmi pare rău de fantomă, ești de mult o fantomă, rămâne, bă, vă spun eu că e o fantomă, ascultați aici la mine, m-am uitat la prea multe filme horror, ci că mama ei o închidea într-un dulap când avea o zi proastă la muncă. When father felt like it. That's how I got my fear of the darkness. Așa e frică de întuneric. Later, my friends found out about it and thought it'd be funny to lock me in a broom closet. Bro, oh my god, și prietenii au aflat că măsa o abuzează, face chestia asta și li s-a părut foarte amuzant să o închidă într-un dulap. Frate, acum vă duc aminte de o chestie când eram mai mic și mai prost. Soamne, iartă-mă, Iisuse Hristoase, de ce? Mi-a venit fix acum, a fost într-o tabără, cred că în clasa a patra, băi, și un coleg comenta, frate, și l-am închis în baie, băi, și l-am lăsat acolo ore întregi, doamne, ce ceartă a fost după cu profesorul de engleză. Nu mai zic, dar ideea e că a fost o nebune, a fost un terminat. Mă simt, e teribil. Mi-am adus aminte acum când mi-a zis asta. I guess. I just don't like being alone in the dark. Doar nu-mi place să fiu singur în întuneric. I have a new family now. Am o nouă familie acum. You were adopted? Ai fost adoptată? Nu, bă, sunt fantomele familiei. Yeah. Da. Still trying to get along with them. Încerc să mă împrietenesc cu ele. Să găsim un sens comun. Bă, auziți aici. O să meargă. It just takes time. Doar așteaptă ceva timp. We have plenty of it. Avem foarte mult timp. Tu nu mai ai sora mea că ești fantomă. To be honest. I'm not getting along with my parents either. Ce că nici eu nu mă înțeleg cu părinții mei. Oare de ce, frățelul? Dacă ești ultimul de RVD, normal că nu te înțelegi bine cu părinții tăi. Am încercat să fug de acasă. Sometimes it just seems as if they come from planet responsible and I come from planet I don't care what anyone thinks. You seem nice. Par drăguț, mamă, face, sper să nu atragă sora mea, să-l atragă în era fantomilor, să-l omoare, să-l calce autobuzul sau ceva. Aș fi vrut să am prieteni. Tu n-ai prieteni că ești fantomă. Instead of once you push you under the bus. Așa a murit, ești nebun, fraților! Aș fi vrut să am prieteni ca tine, nu prieteni care te împing sub autobuz. Așa a murit, bro. A împins-o cineva sub autobuz. Uite, iar acolo e cineva, ăla e alt prieten, e o doamnă. Aia-s prietenii ei, alea-s alte fantome. Vă spun, astea-s alte fantome. De ce îmi fac asta, că ești fantomă? Nu e corect. Calmează-te, sora mea. I saw someone again. Am văzut pe cineva acolo, alt prieten. You're just hallucinating. Doar halucinezi, spre prietenii tăi, sora mea, taci din gură. It's your mind playing tricks on you. I know, I saw. It was a figure standing there in the shadows, pointing at something. I swear. Dar nu trebuia să vină autobuzul ăla, băi, de când vine? It was right there. Well, the shadows you're seeing, they might be. Iar face o glumă. That a monster haunts this bus stop. O legendă spune că un monstru bântuie acest popas de autobuz. Da, face mișto de el. It said it comes back every once in a while, lurking in the darkness. And stalking its next prey. Minte. It said it has big yellow eyes. Vine autobuzul. Its presence can be felt a mile away. Prezența lui poate să fie văzută la o milă distanță, adică autobuzul, despre autobuz vorbește, ăsta e monstru. It's said to be an outcast. But it seeks to be whole again. Just like me. How did it kill them? It is feeding on the despair of those who are feeling helpless. People it killed were lost and misunderstood. Ok, deci că au murit oameni care erau pierduți și neînțeleși, adică pe tine, sora mea. N-au viitor.
V-am zis, bă, merge mintea prea mult, băi, fraților, băi, m-am uitat la prea multe filme horror. Eram sigur, dar nici nu știu de ce mai zic că v-am zis, ești nebun. Și eram sigur. E fantomă, soră mea. Nu. A oprit autobuzul. N-a murit, frățioră, nu? Nu. Nu. A oprit, bravo, mă. Vezi că te sună maica ta, mă, răspunde-i. Ai stat să vorbiți cu fantome. Bă, frate, știam că e o fantomă, man. Bă, dacă nici eu nu știu, cine mai știe? Uite-l pe șofer, mamă, ce ciudat e șoferul. Ce se uită la el? Intră, bă, frățelul, înăuntru. Intră înăuntru, că iară pleacă autobuzul fără tine. O noapte nebună, nu? O să intri înăuntru, intră, bă, înăuntru. Intră, bă, înăuntru. Uite, cineva se uită la el, din partea aia. Este ceva nașpa? Nu, no, nu, no, nu. No. Cine se uită la el de acolo? Ce era lucrul ăsta care se uită la el? Joseph Doyle. Aici sunt mormintele lui aia pe care i-ați văzut. Bă, mergem. Băi, fraților, băi. Bă, eram sigur. Puteam să jur, bro. Ia, uite-o și pe a noastră. Uite-o. Let's go, baby. Let's go. Bă, a fost un film interesant. Da, mi-am dat seama din prima despre ce era vorba. Am jucat filmul pe regine, putem spune, regine bun. GG. Și vom închide acest challenge, băieți și fete, cu Barbie Short Horror Film. Că știți că acum se lansează Barbie ăsta nou. Foarte tare Barbie, hai să vedem. Ce poate să vede de horror la Barbie, față până la urmă, nu? Arăți bine. $30. A, deci ăsta vrea să cumpere păpușa Barbie. Credeam că ai zis că e 20. S-a scumpit. Not only do you get the doll, but you get me. A, mă, ia și pe mine. Bro, what? Ia și pe ea $30, mă bag. Ce înseamnă asta? I just got off night shift, so $30, you said? $30? Mulțumesc. Thanks. Mulțumesc. Mă, ce ciudată e. Ești o ciudată, sora mea. Ah, desigur. Desigur că e un monstru malefic, nu se putea să fie o păpușă Barbie normală. Ci că fiica s-o să iubească. Yeah. Yeah, I got it. Am luat-o. What do you mean, where did I get it from? Don't worry about that. Nu contează de unde am luat-o. De la o femeie dubioasă de pe stradă. Bă, s-a mișcat păpușa, fraților. S-a mișcat acum. Ia vezi! Uite, se uită pisica la păpușă. Se uită pisica la păpușă. Păzea, bro! Bă, poftim! Bă, ești nebun? E sub patul lui. Bă, nu, uite-o pe asta. Bro. Dar Barbie asta, băi, e nebună.
Fraților, dar cine ar face asta, man? Cine vinde păpuși Barbie? Barbie? How'd you get out of your box? Frățioară. Cred că își pierde mințile. Cred că își pierde mințile. Vezi că e aia la tine în casă, voi. Pierzătorul de minți. Cum ai ieșit din cutia asta, fraților? Bravo. Bagă-te înapoi la culcare. Iar a picat. Bro, ce se întâmplă? Fraților, ce se întâmplă? Poate să o să-l omoare Barbie, o să-i rupă gâtul sau ceva de genul. Păzea. Mamă, bă, v-am spus. Let's go. Bro, poftim. Fraților, filmele astea nu au avut jumpscare, dar au fost foarte, foarte horror. Scrieți la comentarii care vi s-a părut mai horror. Mie primul. Mi s-a părut așa, ca un fel de short horror film stilul Disney. 99% din persoanele care se vor uita la acest videoclip se vor speria până la final. Bine v-am găsit la un nou Încearcă să nu te sperii challenge, băi și fete. Nu uita să bușiți butonul de like înainte să începem. Și totodată vreau să vă anunț că aceasta este o ediție specială. Mai exact, astăzi vom reacționa la două filme horror din anul 2024. Adică, fraților, aceste filme horror au fost postate acum o zi, respectiv acum două zile. Și primul, după cum puteți vedea, se numește Roots Short Horror Film și la început scrie What you are about to see is inspired by true events. Ok, deci inspirat din fapte reale. Sunt chiar curios care-i treaba cu filmul ăsta. Hopa, hopa! Ia stați două secunde, băi și fete, că vorbește cineva. Ia stai. Asta este ultima dată când ne-am jucat de a face ascunselea. Oh my god! Ok, bă, cine e acolo în stânga? Deci cred că e vorba despre niște persoane care s-au jucat hide and seek? Nu? Bă, e cineva la ușă. Uitați-vă în stânga acolo, vedeți pe doamna aia. Oh my god. Oh my god, intră la asta în casă? Sau stai că nu-ți rechea, te gândi. A mother and her son prepare for bed, inspired by three events. Ok, deci că o mamă și un fiu se pregătesc să se bage la culcare. Oh, shit! Oh, shit! Cine e ăsta, man? Mamă, sper să nu-mi iau jumpscare, știi? Turn on the light. Turn on the lights. Aprinde luminile. Sper că vorbești cu ăsta, cu ăsta din film, nu cu mine, frățiorul. Ia uite, și-a apărut copilul în spate. Bă, mă sperie asta, fraților. Bă, pe bune că mă sperie, ești nebun. Unde, deci, ăla e copilul, unde e mama? Hopa! Ia vedeți că a intrat înăuntru. A intrat înăuntru fata aia de la începutul, care la începutul videoclipului era în spate. Era acolo, la intrarea în casă. Turn off the light. Turn off the lights. Ce se aude? Cine merge? Că aia nu merge. Bă, mă sperie, bă, fraților, nu înțeleg ce se întâmplă, măi, și am impresia că în orice moment poate să-mi sar un jumpscare în față, or some shit. Ok, bun, deci e registrarea asta cu ăsta care zice Some said we will meet again. Unii spun că o să ne întâlnim din nou, că o să ne reîntâlnim. Ok. Și tot se pleiază asta la bun sfârșit. Hello? E o înregistrare, sora mea. Cineva a intrat în casa ta și s-a pus înregistrarea asta.
Dar care-i treaba cu înregistrarea asta, bișoate, că mi se pare horror. Așa, sora mea, închide ăla. Oh my god, se aude ușa. Oh my god. Oh my god, bă, nu, deci nu scăpăm din filmul ăsta horror fără jumpscare, ești bun, nu scapi, n-ai cum să scapi. N-ai cum să scapi. Oh my god, bă, frațul, ei jucau hide and seek, man. Da, aia zis aia cu hide and seek la început. Au țipat, man, mamă, deci ăștia jucau hide and seek, fraților. One more time. That's enough, okay? It's time for bed. Kylie, stay up until dad gets home. No, in the bed. Ok, se jucau hide and seek, fraților, când l-au prins, i-au zis, hopa, te-am prins, aici erai. Asta a întrebat dacă poate să stea până când vine taică, s-a zis că nu, n-ai voie. Haide. Fine. Hai, culcarea. Oh, and by the way, next time don't mess with my record player. You know how I feel about that. I didn't do that. Don't. I promise, I was hiding the whole time. I'm sorry. Come on. High five. Hopa, deci a zis băi și fete să nu te mai joci cu record player-ul meu, adică cu ăla de a pus înregistrarea, că nu-mi place. Și el a zis că nu, n-am făcut chestia asta, dar vă dați seama că nu-l crede. Facebook. Wakanda? Let's go. Snaps. There you go. Ok, hai că se duce la culcare. Vă dați seama că ea nu l-a crezut. Vă dați seama că nu l-a crezut când i-a spus. Good night. Dar ce erau figurile alea? Cine era aia a intrat la ea în casă? Hopa! Micuțule! Micuțule, ce faci? Micuțule! Bă! Bă! Ia stai aici, bă! Bă! A intrat aia în casă, mă, nici nebun? Bă, aia e acolo, bici, fete. Nu, asta se bagă la duș, fraților, până iese fisul mort. Până iese asta de la duș, fisul mort. Vă spun eu 100%. Ia, păzea. Sau se duce la ea? Se duce la ea. Fisul mort până ea. Până iese. Uite, bă, iară, mamă, ce prost, nu mi-am dat seama. Iară s-a pornit înregistrarea. Iară s-a pornit înregistrarea. Uiteți-vă că și asta și-a dat seama. Haylen, what are you doing in here? I'm scared, mommy. Ok, era de fapt fisul, dar nu era fisul. Era altcineva. Ce că mi-e frică, mami. Mommy? Yes. I sleep in your bed. No, honey. Cică, mami, poți să dormi în patul tău, nu? You're a big boy now. De, ai crescut, frățiorul. Lasă asta, ești de bun. Go to your own bed. Hai, că ți-am luat patul tău. And what are you scared of? There's something under my bed. Cică, e ceva sub patul meu. Sweetie. Micuțule. There's nothing to be afraid. Nu e nimic sub patul tău, băi, să nu-ți mai fie frică. Hai, că nu e sora mea, că de-aia suntem într-un film horror, că nu era nimic sub pat, da? Sigur. But it's not a monster. Well, what is it then? A zis că n-ai niciun monstru sub pat. A zis, dar nu e un monstru, dar ce e? She told me not to tell you. Ce că mi-a zis să nu spun. Bă, băi, și fete, eu știu că în momentul în care o să am copii, o să-mi zic că e ceva sub patul lor și eu, pentru că m-am uitat la foarte multe filme horror, o să-i cred. O să fie de prost. You are safe in your own home. E doar imaginația ta, sigur. Asta e, da. You better leave right now, okay? It's a school night and my little man needs his beauty rest. Check under the beds. Ok, băie și fete, deci ea face Caterinca, gen că dacă este cineva aici, trebuie să plecați pentru că este o noapte și mâine copilul meu merge la școală, este o noapte de școală, nu știu ce. Yes, sir. Uite-te sub pat. All clear. Totul e ok. Totul e ok. A dispărut. Kaylen. It's time for bed. E timpul să te bagi la culcare. Gata. Nu ne mai jucăm hide and seek.
Hopa! Hopa! Ia vedeți, băi, și fete. Bă, pleacă, mă, de aici, urâțenie. Bă. Doamne, iartă-mă, man. Holy shit. Roots se numește. Bă, un film horror destul de interesant, m-am cam sperat acum pe final. Iar următorul film horror, fraților, se numește New Year, anul nou, și a fost postat acum o zi. V-am zis că sunt numai de astea din 2024. Happy New Year. Ah, stai. 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Ah, ok, bun, deci e în seara de Revelion, să înțeleg, ok. Hopa, asta la curentul, mamă, la fix, ești de bună. Great. You think it's a power outage? Cred că s-a întâmplat ceva cu curentul? Nu știu. Hopa, deci a zis că nu a picat curentul în tot orașul, a picat doar la casa lor. Pentru că vecinul încă are. O să mă duc să văd care treaba cu breaker box-ul. Se duce, fraților, la siguranțe, cred. Să vadă care e treaba. Hopa, ce acolo? O, e ruptă la. Bă, cineva a rupt aia. Bă, ești nebun? Mamă, dar lua asta e frică. Se vede pe față ei că e frică. Dar de ce e frică? Ce se aude? Mamă! Hoți în seara de Revelion. Hoți în seara de Revelion. Daniel, is that you? Daniel, tu ești? Nu cred că e Daniel, sora mea. Nu mai are nici baterie la telefon. No, no, no. Ce se întâmplă? Ai grijă, fățero. Te-ai dus. Te-ai dus, ora mea. Cine e acolo? Mamă, s-a dus. Da, sora mea, asta o să ajute, o să ajute. Lăsați-mă în pace, nu mă mai jef, doamne, iartă-mă. Nu mă mai jef, băi, lăsați-mă în pace. Gata, băi, uite. A rezolvat, frățelor, Daniel, tot. Of a citywide murder spree. Police are advising everyone to find a safe place and stay there until otherwise notified. Ok, băi, și fete, deci la știri a apărut că în area din Los Angeles, bănuiesc unde locuiesc ăștia, este un murder spree, adică se fac foarte multe crime. Toată lumea să stea la adăpost. Hopa. Opa. Cred că ăsta e fost frățiorul, fie vorba între noi. Daniel? Emily? Are you okay? Ești ok? No. Nu. There was this story in the news and oh my god, voia să zic că de ce s-a întâmplat la ăsta la știri, dar prea târziu. Sora mea, acum tu urmezi. Ma. Tu urmezi, sora mea. Bravo! Oh, prea târziu, sunt mai mulți. Mamă, man, bă, ce ciudați. Chiar că ciudați, ești nebun. Mamă, sunt mai... Oh my... Bro, de ce sunt atât de mulți? Bro, de ce sunt atât de mulți?
De ce, Doamne iartă-mă, sunt atât de mulți? Ok. Băi, și fete, spuneți dacă v-ați speriat. Eu m-am mirat așa la al doilea videoclip la asta. Bă, da, la primul, pe bune că m-am speriat.